Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Ocala Rodica și astăzi vom discuta despre unități de măsură pentru lungime, arie și volum. În vechime, lungimile se măsurau cu palma, cotul, piciorul, pasul, grosimea degetului mare, de exemplu, prăjină, stângere. Paradoxal, distanțele se măsurau cu unități de timp, cum era ceasul de mers, un ceas de mers fiind aproximativ de 4,5 km. Concomitent a fost folosită și mila. Aceasta era mai ales specifică Transilvaniei. Poșta era distanța la care se schimbau caii poștalionului, adică între 15 km și 20 de km. Unitățile de măsură folosite în țările anglosaxone, de exemplu, inch, foot, yard, milă terestră, milă marină sau leghe. Dezvoltarea comerțului, progresele științei au impus ca o necesitate adoptarea unui sistem internațional de unități, uniform, simplu și stabil. Din această cauză, în anul 1789, Franța a propus un sistem de unități de măsură. În România s-a adoptat metrul printr-o lege dată în vigoare în 1864, lege propusă în 1864 și intrată în vigoare în 1866. În anul 1875 a avut loc Convenția metrului, un acord ce a fixat ca unitate de măsură pentru lungime metrul, care era confecționat dintr-o bară de platină și iridiu. Sistemul internațional de unități de măsură a fost adoptat în Conferința Generală în anul 1960 și cuprinde mărimile fundamentale, printre care lungimea, masa, timpul, mărimi derivate, cum ar fi aria, volumul, densitatea, viteza, și mărimi suplimentare, unghiul plan, unghi solid. Iată unitățile de măsură pentru lungimi. Să vedem întâi ce înseamnă a măsura. Deci a măsura o lungime înseamnă a o compara cu altă lungime luată ca etalon, ca unitate de măsură. Adică, cu altfel spus, a măsura o lungime înseamnă a vedea de câte ori o unitate de măsură se cuprinde în acel segment. Valoarea obținută va trebui să fie un număr rațional pozitiv care reprezintă lungimea segmentului. Unitatea principală de măsură pentru lungime, ziceam că este metru. Membrii Academiei Franceze au hotărât ca lungimea meridianului ce trece prin Paris, de la polul nord la ecuator, să fie adoptată ca distanță fixă, iar o zecime de milionime din această distanță să fie numită metru. Iată și multiplii, respectiv submultiplii metrului. Multiplu va fi decametru, kilometru, decametru, hectometru, kilometru, iar submultiplii decimetru, centimetru, milimetru. Iată și scara transformărilor pentru unități de măsură de al lungimilor. Deci dacă cobor pe scară, atunci pentru fiecare treaptă coborâtă înmulțesc cu 10. Dacă urc pe scară, pentru fiecare treaptă urcată, împart valoarea respectivă la 10. Să transformăm 50 de decimetri în metri. Deci de la decimetri la metri urc o treaptă, înseamnă că împart cu 10, 50 împărțit la 10 ne dă 5. Deci 50 de decimetri egal cu 5 metri. 7 hectometri, vreau să ajung la metri. De la hectometri la metri am două trepte de coborât. Deci înseamnă la coborâre că pentru fiecare treaptă înmulțesc cu 10,
vom avea 7 ori 100, 700 de metri. Perimetrele. Știm că perimetrul unei figuri geometrice este suma lungimilor laturilor. Deci la un triunghi de laturi A, mic, B, mic, C, mic, perimetrul va fi egal cu A plus B plus C. La pătrat, pătratul având toate laturile egale, va fi perimetrul egal cu de 4 ori latura. La dreptunghi avem două dimensiuni, lungime și lățime, și atunci perimetrul va fi de 2 ori lungimea plus de 2 ori lățime. Să calculăm, să dăm un pătrat cu latura de 6 decimetri, transformat în centimetri, va fi egal cu 60 de centimetri. Și atunci perimetrul este de 4 ori latura, deci va fi 4 ori 60, 240 de centimetri. Dreptunghi. Avem lățimea de 8 centimetri, iar lungimea de 3 ori mai mare, adică 3 ori 8, egal cu 24 de centimetri. Și atunci perimetrul e 2 pe lângă L mare plus L mic. Deci 2 ori L mare 24, L mic 8, 2 ori 32, deci egal cu 64 de centimetri. Știm că un patrulater este de fapt reuniunea segmentelor determinate de vârful patrulaterului. Dacă luăm în considerare și punctele interioare, deci nu numai segmentele A, B, B, C, C, D și A, D, ci și interiorul acestuia, ceea ce obținem va fi suprafața patrulaterului. Area unei suprafețe. Pentru a putea fi comparate, suprafețele se măsoară. Cu ce? Cu ajutorul unei unități de măsură. De exemplu, dacă am un pătrat cu latura de 5 de 1 cm, atunci area acelui pătrat va fi 1 cm pătrat. Putem să-l luăm ca unitate de măsură. Dreptunghiul nostru de aici este format din 4 pătrățele, deci area va fi egală cu 4 cm pătrați. Deci area unei suprafețe este numărul care arată de câte unități de măsură avem nevoie pentru a acoperi suprafața respectivă. Unitatea principală pentru măsurarea unei suprafețe este metru pătrat. Sum multipli metrului pătrat, decimetru pătrat, centimetru pătrat, milimetru pătrat, iar multipli metrului pătrat, decametru pătrat, hectometru pătrat, kilometru pătrat. Alte unități de măsură pentru suprafețe sunt hectarul, un hectar însemnând de fapt un hectometru pătrat și un ar, care înseamnă un decametru pătrat. Să facem următoarele transformări. Deci avem 1,2 hectometri pătrați, care transformați în decametri pătrați, deci de la hectometru la decametru cobor o treaptă, înseamnă că mulțim cu 100, și obținem 120 decametri pătrați, ceea ce înseamnă de fapt 120 de ari. 0,4 hectare, un hectar știu că înseamnă un hectometru pătrat, deci va fi 0,4 hectometri pătrați. De la hectometri cobor două trepte la metri, deci pentru fiecare treaptă înmulțesc cu 100, în total înseamnă că mulțesc cu 10 la puterea 4, deci vom avea 4.000 de metri pătrați. Spunem că două suprafețe sunt echivalente dacă au aceeași arie. De exemplu, area pătratului e de 4 cm pătrați, la fel ca și area dreptunghiului din imagine. Să calculăm area unui pătrat cu latura de 2 cm, știm că area pătratului e latura la puterea a doua, deci vom avea 2 la a doua, egal cu 4 cm pătrați. Din coace, dacă latura pătratului e de 4 cm,
4 la a doua va fi egal cu 16 cm pătrați. Area dreptunghiului este lungimea ori lățime. În primul desen, deci lungime ori lățime, lungimea este 3 cm, lățimea 2, deci în total 6 cm pătrați. La al doilea, lungimea este de 6 cm, lățimea de 4. Deci 6 ori 4 egal cu 24 cm pătrați. Unități de măsură pentru volum. Pentru a putea fi comparate, corpurile se măsoară. Unitatea de măsură pentru volum este un cub cu lungimea muchii luată ca unitate de măsură, o unitate de măsură. Deci volumul unui corp este numărul care ne arată din câte astfel de cuburi se compune corpul format, corpul dat. Deci dacă aici avem un cubuleț mic cu volumul o unitate de măsură la puterea 3-a, atunci corpul mare va fi format din 1, 2, 3, 4, 5, 6 unități de măsură, deci 6 unități de măsură la puterea 3-a, 6 cubulețe. Unitatea principală pentru măsurarea volumelor este metrul cub, care reprezintă volumul unui cub cu muchia de 1 metru. Submultiplii metrului cub sunt decimetru cub, centimetru cub, milimetru cub. Iar multiplii metrului cub sunt decametru cub, hectometru cub, kilometru cub. Iată și scara pentru submultiplii și multiplii metrului cub. Să facem următoarele transformări. 0,007 metri cubi, vreau să mergem la centimetri cubi. Aia înseamnă că vom coborî două trepte. De la metri cubi la centimetri cubi. Pentru fiecare treaptă înmulțesc cu 10 la puterea 3-a, deci în total va fi 10 la puterea 6-a, adică rezultatul va fi 7.000 de centimetri cubi. De la decametru cub vrem să ajungem la hectometru cub. Asta înseamnă că pe scară urcăm o treaptă, deci împărțim cu 10 la 3, adică cu 1000, și atunci 7000 împărțit la 1000 va fi 7,452 de hectometri cubi. Avem un cub cu latura de 3 cm. Să calculăm volumul acestui cub. Deci știm că volumul cubului este latură la puterea 3-a. Deci egal cu, în cazul nostru, 3 la puterea 3-a. 3 la 3-a este 27 cm cubi. Avem volumul unui paralelepiped dreptunghic. Lungime, lățime ori înălțime. În cazul desenului dat, lungimea este de 5 cm, lățimea este de 3 cm și înălțimea este de 4 cm. 5 ori 4, 20, ori 3, 60 de centimetri cubi. Mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!